Salutare! Am terminat în sfârșit proiectul Ontario Rat Company. Ăsta este finalul, să zic așa. Hai să-l vedem. Cam așa arată. Teaca, piele de 4 mm jumate. Are destule straturi, dar am vrut să pot să fixez cuțitul să stea liber cum ar veni, să nu mi împingă aici pielea așa, să aibă o formă tare ciudată, care mie nu-mi place. Agățătoarea un pic am bucșit-o, dar cândva o să o corecte și pe aia. Am vrut foarte tare să gat proiectul ăsta. Din cauza suportului de amnar, nu am putut să fac cusătura completă, dar nu deranjează și vizual și estetic și funcțional nici măcar atâta. Amnarul, sau mă rog, locul de amnar pentru Light My Fire. O să-mi iau și un amnar. Și așa arată în zona de interior. Normal, teaca nu-i perfectă în niciun caz, am făcut și o greșeală mai care nu se vede, dar aici un strălăt l-am tăiat un pic mai mic. Curelușa, dacă cumva o să se dovedească că e prea subțirică și o să se rupă repede, o să pot să o repar. M-am gândit și la treaba asta, dar am optat așa subțire pentru că mi s-a părut mai practică. Bun, și cuțitul. La cuțit nu i-am mai făcut nimic în zona estetică, doar în zona funcțională. Am dat gaura aia de care v-am zis aici. O trebuit să decălesc metalul, mânerul, și i-am pârlit vopseaua de aici în jos, de pe aici, pentru că se și vede că am lăsat un picuț de culoare în mod intenționat. Deci de pe aici în jos e decălit, adică, mă rog, până aici a ajuns partea de decălire, dar nu pot să dau gaură aici. Aici am reușit să dau gaură, nu știu decât de 10, de 12, dar se simte. Automat tinde să cadă spre față mult mai rapid decât era și mi se pare mult, mult mai, nu știu cum să vă zic, cum îl simt în mână. Sunt chestii care contează. Tăișul, nu am mai făcut nimic, numai chiar l-am mai ascuțit că am scăpat ceva pe tăiș și l-am deformat destul de tare. Deci am mai tras o reascuțire și atât. De acum încolo o să urmeze o perioadă de testare să văd cum se comportă în timp. Dar așa, am reușit în sfârșit să termin încă un proiect. Bucla care nu v-am arătat-o are loc să intre curea extraordinar de mare și de lată. N-am măsurat-o, dar sigur îmi încape centura militară nemțească, care e cea mai lată centură care am. Cuțitul stă foarte bine în teacă, nu cade. Deocamdată cred că nu cade nici dacă îi dau jos curelușa, dar asta e bine. În timp, el o să se mai lase, dacă știți sau dacă nu știți, aflați acum, pielea se lasă în timp, de-aia e bine un picuț, cel puțin cât e vorba aia, teaca nouă, să aibă un pic de retenție mai bună. El o să se lase în timp. Cusută cu ață cerată neagră și, apropo, pielea e dată numai cu cremă pe bază de ceară de albine. Nu am vopsit-o. Pielea asta e foarte faină, chiar îmi place. Și de-aia am și vrut să o las așa în natură. Bun. Vă mulțumesc tare frumos pentru timpul acordat și că ați fost cu mine pe parcursul transformării unui cuțit care mie îmi place. Probabil că o să-i mai fac ceva regrinduire, dar mai încolo. Deocamdată am zis vreau să-l folosesc așa cum e, să văd un
un tăiș mai, mai bonț, așa, pentru gusturile mele cum se comportă. Dar deocamdată e acceptabil, pot să zic e acceptabil.